În spatele meu puteți vedea combina lansată anul trecut la târgul de la Hanovra, singura mașină agricolă de recoltat medaliată cu medalia de aur pentru inovațiile aduse în acest domeniu. Astfel, această combina a fost începută a fi construită încercând să se reducă costul total al procesului de recoltare, iar acest cost poate fi scăzut doar dacă ținem cont de patru piloni principali. Primul ar fi capacitatea de lucru dată de puterea motorului. Al doilea pilon pe care a fost construită această mașină este acela al capacității de a gestiona semințele recoltate. Al treilea pilon a fost cel de a gestiona și rezidurile, de a avea capacitatea de a toca foarte bine foaiele și în același timp de a le împrăștia pe lățimi foarte mari de lucru. Al patrulea pilon este cel dat de timpii morți care pot surveni în timpul procesului de recoltare. Această combină ne-a depășit așteptările, nu doar legate de pierderi, ci de consum, de capacitatea ei de batere, calitatea materialului și ea propriu-zisă fiind chiar o inovație în acest segment. Combina este foarte silențioasă, destul de spațioasă. Avem două display-uri care oferă informații despre parametrii de funcționare ai combinei, cât și despre cultură, cantitate, umiditate și toate informațiile pentru o recoltare cât mai bună. Este o combină cu capacitate foarte mare, asta este ideea principală, capacitatea ei de lucru. Aduce un plus pentru a ușura muncă, a fi mai profitabil, să recolteze mai repede, mai bine. Și în final să avem la nivel global o productivitate mai mare atât din punct de vedere al timp, al producției și financiar. Combina este echipată cu GPS, cu sistemul de autoghidare. Operatorul nu mai trebuie să țină de direcția combinei, trebuie doar să urmărească sistemul. Aici avem informații în monitor despre harta de recoltat, harta de producție, GPS-ul, liniile GPS-ului. Avem camerele video care ne oferă imagini despre bunker, materialul din bunker, unde putem observa și dacă se întâmplă ceva cu materialul. Sunt multe avantaje pe care orice fermier și le dorește. Primul și în primul rând, timpul de lucru și eficiența vis-a-vis de oameni, vis-a-vis de personal. Ține locul unei două combine. Această combină cu adevărat m-a convins.